1500 de dolari în hambar. Câțiva școlari americani se plimbau cu motocicleta și au văzut un hambar abandonat. Desigur că, din curiozitate, băieții s-au oprit să vadă ce se află în acel hambar. Unul dintre băieți a găsit accidental sub un lemn o folie din aluminiu în care se afla o pungă cu bani. Iar după ce aceștia au numărat banii, s-a dovedit că ei au găsit în jur de 1500 de dolari. Comoara din aspirator. Într-o zi obișnuită, doi tipi din centrul Floridei au venit la o spălătorie auto pentru a-și spăla mașina, iar înainte de a începe, ei au decis să aspire în salon. Apoi, aceștia au observat că aspiratorul aspiră foarte greu și funcționa prost. Unul dintre ei a scos containerul de resturi pentru a-l curăța și când, dintr-o dată, a găsit acolo 140 de dolari. Acest lucru nu este deloc surprinzător, deoarece sub scaunele mașinilor cad foarte multe lucruri, de care toți uită repede. Rolex Submariner. Doi prieteni mergeau cu motocicleta, iar unul dintre ei a observat pe gazon urme de accident. Și desigur, ei din curiozitate s-au oprit să vadă, iar verificând resturile, unul dintre motocicliști a găsit un ceas Rolex Submariner cu brățară ruptă. Cel mai probabil, în timpul coliziunii, ceasul a căzut de pe mână. Apropo, prețul unui astfel de Rolex costă în jur de 11.000 de dolari. Motocicletă Suzuki. Lângă o casă abandonată din pădure, câțiva adolescenți au găsit o motocicletă. După cum se vede, stă ea acolo deja de mult timp, a și ruginit de-a lungul timpului. Este interesant faptul că băieții chiar au decis să o pornească, însă au rămas dezamăgiți. Comoara din televizor. În 2017, un angajat al unei fabrici de reciclare a deșeurilor electronice din Barrie, Ontario, a descoperit într-un televizor vechi din anii 80 100.000 de dolari canadieni. Asta ar însemna jur de 76.000 de dolari americani. După cum spune directorul general al acestei fabrici, doamna a venit spre casă demarcat, zicând că a găsit 10.000 de dolari. Însă, după ce el singur a verificat, s-a dovedit a fi mult mai mult. De asemenea, împreună cu banii se aflau și câteva acte bancare din 1985. Directorul fabricii a sunat la poliție, după care aceștia au aflat că această sumă a fost pusă de către un bărbat de 68 de ani. Bărbatul a moștenit banii de la părinți și i-a pus deoparte, însă cu timpul a uitat de ei și a dat televizorul altei familii, care ulterior a transmis TV-ul la reciclare. Comoara din râu. Vloggerul pe nume Jake din Alabama a fost foarte norocos când a găsit într-un râu 4 ceasuri smart de la Apple. Două dintre ele s-au dovedit a fi funcționale, iar celelalte două, din păcate, au plecat în lumea lucrurilor uitate. Apropo, aceste ceasuri erau din a doua și a treia serie Apple. De asemenea, pe lângă smartwatch-urile, Jack a găsit și o cameră GoPro 5 și 5 telefoane, dintre care unul ZTE,
două LG, un Alcatel și o Motorola. Uzină de mașini. În acest filmuleț puteți vedea cum câțiva băieți din Marea Britanie au intrat într-o uzină abandonată recent, iar acolo au văzut o groază de mașini noi. Apropo, lumina încă lucra, însă în jur nu era nimeni. De asemenea, băieții au vizitat și sala de mese și bucătăria unde găteau mâncare pentru angajați. Pe lângă asta, au rămas motoare pentru mașini și un întreg depozit de anvelope cu jante. Nemaipomenit, nu? Magia mării. După fluxul de pe malul Mării Arabe din orașul Mumbai, India, câțiva indieni au găsit niște bani. Cum au ajuns acolo rămâne un secret. Băieții au rămas atât de entuziasmați încât încă mult timp nu au ieșit din apă. Java 360. Cu ajutorul unui detector de metale, câțiva băieți au găsit o motocicletă de model Java 360 și au dezgropat-o. Motocicleta arăta destul de bine, însă din păcate avea doar o singură roată. Comoara de sub podea. În timpul reparației în casă, o doamnă a găsit într-o cameră sub podeaua de lemn un inel din aur cu diamante și câteva ziare din anul 1932. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonul de like și scrieți în comentarii dacă ați găsit și voi vreodată lucruri interesante. Iar dacă nu doriți să ratați următorul videoclip, atunci abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!